Numărul bolnavilor de COVID-19 în țara noastră a crescut până la 6. Încă 2 persoane au fost testate pozitiv, 28 de teste au fost negative. Ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu a precizat că ambele persoane au revenit din Italia, dar a refuzat să ofere informații despre vârstă, sexul și regiunea în care acestea locuiesc. Ministrul Sănătății a mai declarat că starea pacienților este de gravitate medie. Noi am avut în lucru 30 de cazuri suspecte. Ca rezultat, 2 cazuri s-au confirmat a fi infectate cu coronavirus de tip nou. Starea pacienților este de gravitate medie. Totodată avem încă 2 cazuri suspecte la Toma Ciorba noi. Și dacă să vorbim de Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii, avem 6 persoane, este vorba despre un părinte și 5 copii.